A venit momentul mult așteptat de mine, de voi, de bunicile voastre și de toată lumea, în care o să iau primul meu tac legendar. Mă credeți pe cuvânt de onoare sau nu mă credeți pe cuvânt de onoare? Am ăștia necesar pentru 3 boxuri legendare și plus la asta știți că am mai deschis și din mai multe tacuri legendare am mai multe bucăți. Și dacă cu puțin noroc, cu puțin noroc, putem să deblocăm într-un final un tac legendar, dar... Hai să vedem. Ok. Nu din ceva ce aș fi avut prea mare nevoie. Aveam tacuri cu 2-3 bucăți. Dăm din alea, te rog eu mult. Hai, hai că se poate. Vreau tac legendar. Câte bucăți aveam din ăsta? Ha, și credeam că din ăsta țineam minte parcă aveam 3 din ăsta. No. Mai dăm tot inferno, te rog eu mult. Mai dăm tot pe ăsta, se poate? Nu, no, se poate, Phoenix Q și din ăsta aveam 2, mi se pare. Și acum tot am 3. Morim de plâns! Oh, va trebui să... Da. Spuneți-le bunicilor voastre că se anulează primul meu tac legendar pe ziua de azi. Rămâne doar cu joacă și cu distracție. Da. Dăm un meș la 500.000. Atunci cu Nimesh Indian Kings. Level 80 de ăsta e cam de nivelul meu, să sperăm. Bă, să sperăm că mă lasă și pe mine să ating tacul. Bă, e bună ăsta, actually, Millionaire Q. Cred că e mai bun decât ce am eu, doar că la timp e mai slab. Dar am văzut că era și unul multi-millionaire Q sau ceva de genul, de costa vreo 5 milioane și ăla era și mai bun și la timp. Și dacă tot nu vor ăștia să-mi dea un tac mai bun din boxuri, din dalea, un tac legendar sau ceva, aș putea să-l iau pe ăsta, știi, pe ăla și să-l am de bun. Dar trebuie să fac și 5 milioane de coins, actually, sau, da. Și asta nu e atât de easy, totuși, dar cred că aș face asta, aș face, știi, și să iau tacul ăla și să-l am. Pentru că sunt cu speranța că o să-mi dea ăștia un tac bun, deja e august și de când din mai jucăm jocul ăsta, pe final de mai, cred, am început sau pe acolo. Nimeș, mă lași și pe mine să zgârui puțin tacul cu unghiuțile mele de bărbat, feroce, mascul, alfa sau nu? O joacă bine, bă, știe să joace joacă. Mamă, le-a băgat pe toate, a rămas doar aia. Și cred că, da, dă tare și o poziționează pe asta ca să o poată da și pe aia neagră. Mamă, m-a bătut ăsta fără să ating tacul, ești prost la cap. Sau? Stai acolo, stai acolo, no, nu ieși, nu ieși. A ieșit și o poate da easy. Du-te, bă, de aici, nici nu m-a lăsat să ating tacul. Cam... Sau mă lasă să ating tacul. Hai că se poate întoarce roata, doar să o joc și eu bine deja. Nu, no, spune cu da. Păi, și prost era să o dea asta, așa. Insane! Bun, omul, n-am ce să-i zic. Dăm cu efect spate. Dăm cam atât de tăricel. Easy. Easy. Așa, acum vreau să o dăm pe asta noi, așa. Cu efect tot spate, cred, și cam atât de tăricel. Spuneți-mi voi mie că jocul ăsta nu e făcătură. Voi îmi spuneți mie că omul ăsta a jucat-o perfect până acum? Și la o lovitură atât de simplă a făcut-o de asta? What? Atunci o bag Lila în acțiune și vreau să-l pedepsesc pentru asta. Ești nebun? E meciul meu. Obligatoriu, forțat, trebuie să fie meciul meu ăsta. Obligatoriu. Neapărat. Depinde existența mea de asta. Existența mea pe acest joc, ca un pro player, depinde de acest lucru. Prea tare am dat. Nu te ascunde prea mult după aia. Good. O dăm pe aia albastră de sus. O dăm așa. Easy. Cam așa. Dăm efect dreapta. Cam atât de tare. Nu spune că te duci. Nu! Nu! Dacă o dădeam puțin mai încet, cred că... Sau, nu știu, sau mai tare, sau mai ce. Nu știu cum trebuia să o dau ca să-mi intre, dar... Era aproape. Rigla asta induită din toate părțile. Nici ea cred că nu mai arată cum trebuie să intre bila. Dăm efect dreapta. Dăm încetus. Și ia. Stai așa, pe asta o dăm acilea jos. O pot, pe asta multe le-am putut da și fără riglă, dar vreau să mă asigur că-l bat pe ăsta. Și de-aia bag și rigla în acțiune. Nu mă jurați prea rău în comentarii, vă rog eu mult.
Vă rog eu mult. Îmi stătuse inima, am zis, bă, asta e. E acolo, am simțit-o fix pe gaură pe asta albă. Bă, dar nu înțeleg, adică am avut și noroc, true. Am avut și ghinion când mi-a intrat acolo alb atât de urât din de nicăieri. Dar am avut și noroc că a ratat ăsta dintr-o poziție insane. Când mai devreme jucase absolut perfect și băgase toate bilele. Și cu caramboluri și ce mai făcuse el pe acolo, adică insane. Ne-a dat un de-asta de la Cairo. Lasă-mă cu un miliard de oferte, parcă îți bagă și oferte pe gât când pierzi, nu când, nu atunci când câștigi. Au greșit ceva băieții mei, cred. Hai să ne distrăm, să pierdem toți coinii și azi, ce spuneți? Dacă tot nu ne-a dat tac legendar, măcar să pierdem și noi toți coinii și de ce nu? Îmi place să pierd toți coinii și why not? Bun, noi pierdem băieții. O jucăm safeu. Așa, intră ăștia, intră alea. Intră neagra și nu mai dă tac cu mână, sau îmi dă tac cu mână. Bun, hai să băgăm asta chill. Așa, dai un efect. Așa. Nu s-a întâmplat ceea ce ai vrut tu neapărat să se întâmple, dar să zicem că e bine. Pot să o dau pe aia, cred, sau? M-am riscat? Spunem că nu m-am riscat, te rog eu mult. Pot să o dau pe asta. Da. Da. Efect dreapta și... pe asta trebuie să o dăm cu riglă. Bă, ci că așa e. No! Și mă bate ăsta acum. Trebuia să dau un chat și mi-a intrat totuși, cred. Bă, și cu rigla, eu am zis că rigla asta numai dreaptă nu merge. De fapt nu se vede atât de bine pe cameră, dar așa merge rigla mea. Așa merge. Nu intră. Ai. Mamă, dacă ăsta le joacă așa, le dă pe toate încet safeu. Nu știu dacă mai am șanse. Mamă, Q-ul său arată super bine, dar e super slab. A greșit-o? Ok. Mamă, dar am două bile blocate, nu una. Trebuie să dau tare pe asta. Și n-am băgat bila, evident. Deci voi vă dați seama că a fost gândită asta, nu? Sper că voi realizați acest fapt. Că această lovitură minunată de bila a fost gândită în așa mod încât să-mi vină așa, să o dau și pe asta și să o scot și pe aia galbenă de acolo. Sper că voi vă dați seama de acest fapt. Că tot a fost gândit. Nu-mi intră, de bă, no! Și am zis, bă, ce noroc am, le-am scos pe aia, am scos-o pe aia altă. Bă, nu! Unlucky! Am nevoie să mai greșești odată, te rog eu mult. Mamă, și bine și-a pus-o și-o poate da în gaura de jos, nu? Yeah, bro. Sau? O poate da, cred. Nu! Bun! O să dea random ca să-mi facă mie rău, sau? Ok. Acum trebuie să o gândim bine-s noi. Bine-s rău trebuie să o gândim. Mamă, dacă nu-mi iese asta... Maleu, dacă nu ne iese asta, băieții, e rău. Fac urât, foarte urât, extrem de urât fac. Extrem de urât fac. Te pup! Acum și asta trebuie să-mi intre. Aia zic. Nu-mi intră. Cred că n-o să fie suficientă putere. Nu. Ce unlucky, bro. Ce unlucky uneori. Trebuia să dau mai tare, dar dacă dădeam mai tare și să-mi vină pila asta albă puțin mai așa atunci, riscam să nu-mi intre cealaltă. So, yeah. Greu. Te pup. Te pup! Jos! Dulce până la sânge, cum vrei tu. Aolo, ce noroc, bă, peste mine azi. What? O dai așa, puțin mai așa, cu un efect față și încetișor. Ok, o pot da. Am gândit-o total altfel aici să-mi vină. Dar s-a întâmplat asta. Ok. O dăm și pe asta, noi nu e bai. O dăm noi și pe asta. Easy! Meciul meu! Tot! Am câștigat și eu un meci și un milion de coins. Good, mi-a plăcut. Commit to games, mission accomplished.
Mi-a plăcut joaca aceasta. Și ce mai avem? Wins 3 games in a row. Da, deja avem asta. Îmi pică tac legendar de aici. Da, sigur, sigur, sigur. Numai tacul legendar îți pică de pe acelea. La 500 înapoi, așa safe. Nu ne ducem direct iarăși la 1 milion sau 2. Să ne mai calmăm puțin. Să mai calmăm spiritele. Pentru că a fost cam la limită. A fost cam așa, știi? Pe muche de cuțit. N-au fost jucată perfect de mine sau ceva. Și da, mai bine o luăm safe. Să nu pierdem iarăși toți coinșii. Ok, my turn. Da, a făcut asta o spargere. Uite cum îmi sunt poziționate bilele alea în dreapta. Toate. Holy. O dăm pe asta atunci așa. Safeu. O dăm cu forță maximă, efect spate și vedem și nu se întâmplă nimic bun. Dar mi le-a mai scos palea cumva într-un fel sau altul. Dar mi se pare că nici el nu poate să dea vreo bilă. Nu cred. Da, cu carambol doar să încerce, da. Ok, 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 era să iasă cumva, dar nu prea a ieșit, așa că... We all good, bro. Hai să dăm noi pasta. Să mai facem spațiu acolo, să putem da după și celelalte bile. Puțin mai așa, mai efect dreapta și tare. Mi-a intrat, bă, bun. Deja mă panicasem puțin. Foarte tare. Dai pasta așa. O dai pasta așa, ar trebui să-ți intre sau mai așa? Nu, ar trebui să-ți intre așa. Nu-ți intră alba, good. Tot a fost gândit once again. O dai pasta sus, așa nu? Bă, a scos-o pe aia. Am băgat două bile și prost a fost gândit totul, doar că din păcate are bila mână și mă bate David. Mă bate David al meu din Mexico. Joacă cu Poseidon Q ăsta din noul sezon. L-am deblocat și eu pe live. Da, nu e atât de bun. Da, l-am acilea. No, nu e mai bun nici măcar decât Mecha Q, de-l aveam înainte, so, n-are sens să joc cu el. Și dă și bila neagră, easy, și ne-am dus. Bravo. Atunci dăm un meci la 2 milioane. Vreau să rămân totuși cu 0 coin și aș... Nu, cu 100 de mii o să rămân dacă per meciul ăsta, deci suntem bine. You for the Arena World and Guy Challengers. N-am jucat niciodată aici la 2 milioane, mi se pare. Este pentru prima oară. Bun. Sper să mă lase ăsta să ating tacul. Ia să vedem ce dăsta de pro player are. No, cine știe ce e omul. Are tacul bun, actually. Miracle Q. Destul de bun, destul de bun. Da, nici n-apucăm să-l punem mâna pe tac. Pur și simplu mi-a luat banii ăsta. Vreau să mai dau un meci la 2 milioane dacă se poate. Am făcut și level up. Jocul m-a considerat atât de bun încât mi-a dat și level up, bă, după ce m-a bătut ăsta fără să pun mâna pe tac. Wow, insane de tare. Bă, dezamăgit sunt. Dacă perdeam măcar pe bune și apucam și eu să joc, era altceva, știi? Mai ziceam că e vina mea, că sunt prostan, dar așa? Măcar n-am apucat să demonstrez cât de prostan sunt pe jocul ăsta. Da, foarte bine pe episodul ăsta. Ce facem noi atunci? Dăm un meci la all-in. Bă, trebuie să-l câștigăm pe ăsta. Avem nevoie de un win. Altfel o să plâng rău astăzi. Că am pierdut toți coinii pe obolpul. O să plânge rău. Ok, am rămas la o bilă distanță. Nice. Nici nu l-am lăsat încă să atingă tacul pe ăsta. Which is very good. Acum trebuie să jucăm cu Căpănșteină. Și am jucat-o cu Căpănșteină, sper, da? Nu prea am jucat-o cu Căpănșteină. Singura soluție e să-l dau jos. Punem rigla în acțiune. Dăm efect stânga și dăm echilibrat. Easy, mi-a plăcut meciul ăsta. Săracul Ara nici n-a apucat să atingă tacul, dar acum o să apuce meciul următor. Bun. Hai, vreau lead-ul ăsta să meargă, să mă simt bine pentru... pentru pierderea 1 milion de coin și într-un singur meci fără să ating tacul. Se poate sau nu se poate? Hai, Ara, demonstrează-mi și ce talent ai tu. Advantage. Știu că am advantage, mersi. Ce să-i dau? Lucky number 7. Nu știu ce e asta. Next. You better have an ace up your sleeve. Ce-i sleeve? Nu salivă? Mânecă, să ai un as în mânecă. Bă, ce prostan sunt. Hai că mi-am dat bine seama. A durat ceva. Bă, ce spargere a făcut ăsta, cum am văzut. Am înțeles dacă e. Am understood dacă e. O dăm pasta sus.
cam așa tare vreau să o dau. Efect față. Ok, a intrat nu unde am vrut să intre, dar măcar am spart cât de cât astea. Dar avem nevoie încă să le spargem bine. Trebuie să dăm pasta. Uite așa acolo. Bun. Efect față și iarăși full forță. Nu prea am spart nimic din ce am vrut să sparg eu pe acolo. Și îmi bagă și bila albă. Foarte bine gândit. Oricum are și el încă una blocată acolo. Două. Ia nu, pe aia Maru poate să o dea. Să sperăm că mai greșește omul. Aș și greșit om. Good. Good, 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 good. Trebuie să o dăm pe asta cumva. Dar nu putem să o dăm. Wow. Ce facem noi atunci? Au, putem da așa sus. Păi așa intră easy, ia vezi. Am zis că intră. Easy. Easy, bro. Next. Next, 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 next. O dăm pe asta. Așa. Trebuia să o gândesc puțin mai diferit. O putem da acolo? Hai să încercăm cu rigla. Se poate carambol de acelea, dar nu prea vreau să mă risc. Și m-am riscat oricum. N-a intrat. Come on, cum n-a intrat, bă? Parcă am pus-o perfect. Ara, mai greșește data așa pentru mine, pentru sufletelul meu. Iubi, iubi. Gorilaia e iubi, iubea mea. No, cred că mai greșește. Ok. Da, nu știu ce a fost asta, dar it's good for me. Oriunde aș băga bila asta, mi-intră alba. Sau? Sau nu oriunde. Dacă pierd meciul ăsta, Olinu, îmi merit soarta, efectiv. Mi-a dat un miliard de șanse ăsta și eu le-am aruncat în râpă. Dar mai e un meci, dacă chiar mă bate runda asta, mai e una. Ok. Dacă tu decizi să o joci așa, mie îmi convine, mi-a mor. Să fiu atent doar să nu bag neagră acum. Din greșeală. Bun, te pup, tătis. Hai că ne-a mers Olinul ăsta, băieți. Stăm pe spate. Hai că ne-a mers acest Olin. Ne-a mers Olinul ăsta, da, vreau recharge. Bă, și dacă mai dăm un Olin, să ne apropie măcar de coin și pe care i-am avut la început de clip, se poate? Ia să vedem noi. Mai vreau un Olin. Double Olin. Ok, îmi place numele său. 31.000 de coins. Ăsta e Olinul pe care mi l-ai găsit tu, really? Nici n-am chef să joc meciul ăsta măcar. Ok, și a treia rundă pentru minunata sumă de 30.000 de coins pe care pot să-i câștig în acest all-in. Prima rundă, efectiv, am dat o singură lovitură și am dat bila neagră. Ca întotdeauna, talentul meu minunat. Hai că măcar să-l câștigăm. Și vedem. Episodul următor, știți ce vreau să fac? Nu știu, vreau să dau vreo 7 meciuri, să zicem, toate all-in, unul după altul, să vedem ce se întâmplă. Ajung la 0000001 coins sau nu știu, fac ceva mai mulți coins sau I don't know. Chiar vreau să văd și cred că asta vom face în următorul clip. Sunt very curious ce voi reuși eu să fac acolo. Haide, bă, bate-mă și tu că oricum ăia 30.000 de coins nu prea o să mă încălzească cu mare brânză, dar rândul meu. Nice. Hai să dăm întâi pasta. Nu mi-e întrebi la albă. Good. Acum o dăm și pe aceasta jos. Cam așa. Cam așa. Nu mi-e întrebi la albă. Super tare. Mi-a plăcut joaca. Oh, mi-ai pus-o fix unde trebuia, tată. Dar e cam atât de tăricel. Așa. Aia zic eu. Acum o dai pe asta cam așa. Cu efect față cam atât de tăricel. Good. Good, 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 good. Easy. Easy, easy. Nu mi te bloca aici cumva urât că fac și eu urât după. Și nu vrei să se întâmple asta, crede-mă. Bă, nu știu ce să zic. Sper să-mi intre, Doamne ajută. Și să nu-mi intre alba. Dacă se puedes. Haide bă că a fost și al meu Olinul ăsta. Drăguț, drăguț, hai că am jucat-o bine.
Am jucat-o bine, bine, bine. Dai puțin efect dreapta. Puțin mai tăric el așa și... Bă, n-ai cum, efectiv. N-ai cum așa ceva. Ok, hai că m-a bătut și ăsta. Nici că aveam nevoie de ăștia de 30.000 de coins, dar ok. Data viitoare am zis ce vreau să facem în clip. Dăm full all-in-uri doar și vedem ce se întâmplă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Ne auzim data viitoare, iarăși cu clipuri în care pierdem toți coinșii. Sper să nu fie cazul, dar... Bye, bye!